Președintele Klaus Iohannis vizitează centrele de vaccinare organizate la centrul expozițional Romexpo din capitală. Aici vor fi amenajate în total 12 centre și 64 de puncte de vaccinare. Președintele Klaus Iohannis s-a vaccinat anticovid vineri dimineață la centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Militar Central. Colega mea, Gabriela Mihai, se află și ea la Romexpo și vine cu toate detaliile chiar acum în direct. Gabi, te ascultăm, ești în direct. Găsit în scurt timp, trebuie să ajungă la Romexpo președintele României Klaus Iohannis. Aici sunt deschise începând de mâine 12 centre de vaccinare și vorbim totodată și despre 64 de puncte de vaccinare. Vedem că președintele României este așteptat de șeful campaniei de vaccinare, doctorul Valeriu Gheorghiță. Tot aici se află și ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, primarul sectorului 1, dar și prefectul capitalei, Traian Berbeceanu. Și în urma unei vizite, președintele României, Klaus Iohannis, va susține și o declarație de presă. Este unul dintre cele mai mari centre de vaccinare din țara noastră, aici la pavilionul Romexpo, și acest lucru presupune că vom vedea că tot mai mulți oameni vor putea veni în aceste centre pentru a se vaccina. Fiind vorba despre multe centre de vaccinare, cu siguranță vor putea fi preluați foarte mulți pacienți. Important de menționat este că până acum s-au vaccinat aproximativ 233.000 de persoane, spun autoritățile. Așadar, am văzut că a debutat și etapa a doua a campaniei de vaccinare, ce-i drept a început cu foarte multe probleme, mai ales din punct de vedere tehnic, având în vedere că platforma informatică pe care oamenii se puteau înscrie pentru programări la vaccinare a fost blocată foarte mult timp. Ieri dimineață am văzut că mai bine de 2 ore și jumătate au fost defecțiuni în cadrul acestei platforme informatice și din această cauză s-au format foarte multe cozi la centrele de vaccinare, întrucât medicii au fost nevoiți să scrie de mână toate datele persoanelor care erau programate pentru vaccinare și ulterior să introducă aceste date în sistem, astfel încât să fie sincronizate. Vedem acum în imagini, președintele României, Klaus Iohannis, a ajuns aici la centrele de vaccinare din cadrul pavilionului Romexpo și, așa cum spuneam, va avea loc o scurtă vizită în cadrul unuia dintre centre. Președintele României, Klaus Iohannis, a mai fost odată la unul dintre centrele din cadrul Romexpo, dacă ne reamintim, și spunea atunci că este vorba despre unul dintre cele mai mari centre de vaccinare din țara noastră. Îl vedeți pe șeful statului în imagini. Acum se salută cu cei care îl așteaptă aici, oficialii care au venit pentru a vedea împreună cum se fac pregătirile, pentru că acest centru din cadrul pavilionului Romexpo se va deschide mâine, așa cum spuneam, astfel că în capitală vom avea în total 10 centre de vaccinare, acolo unde oamenii vor putea fi programați, și vorbim în primul rând despre persoanele din etapa a doua, persoane cu vârste de peste 65 de ani, dar și bolnavi cronici. Vorbim așadar despre categoriile de risc care în aceste momente vor să se programeze. O parte dintre aceste persoane s-au și programat. Șeful statului ne-a salutat, după cum puteți vedea, iar în aceste momente intră în centrul de vaccinare, va face o scurtă vizită și ulterior va face și declarații de presă.